Am observat că unii v-ați prins la o postare de felul ăsta, pe care eu imediat am catalogat-o drept rasistă. Pentru că nu m-ați luat în seamă, v-a părut că exagerez, am făcut o mică investigație. M-a speriat că 13.000 de oameni au făcut share, deci au distribuit găinațul ăsta, a ajuns și pe grupuri serioase de partide declarat progresiste. Uh, am intrat, am văzut și o grămadă de comentarii care susțin persoana asta. Am zis, nu se poate să fie chiar nația atât de uh, xenofobă, de nesimțită, de romafobă, uh, rasistă. După care am văzut că unii oameni mai și critică, vă rog, nu generalizați, nu puteți să puneți toată nația în aceeași oală. Iată, la astfel de mesaje rasiste s-a venit cu astfel de explicații. Ia uitați-vă, și hoți de, de tot felul, inclusiv în uniforme cu epoleți. Am înțeles că a comis o declarație rasistă și un intelectual de rasă ca Vladimir Tesmaneanu și acum s-au luat toți de el și riscă să piardă și jobul de la universitatea aceea din Statele Unite unde lucrează. Aici cineva publică și mutra lui Hitler, dar cu un mesaj prin care critică pe naziști, deci nu înțeleg de ce trebuie adăugat Hitler la așa mesaj. Și că ăsta ar fi polițaiul cel care a infectat toată capitala și mai ales spitalul poliției cu COVID, pentru că a mințit că că ar fi fost pe Sihotare pentru că nu-i așa, avea ce ascunde acolo, a fost cu amanta. Dar să revenim la Cătălina, la persoana care a difuzat asta. Se da. numește Cătălina Ștefan, am intrat eu pe profilul ei. Am, <coughs> am constatat că și-a creat profilul foarte recent. Am făcut o căutare pe Google după poza asta și am constatat că poza nici măcar nu e a ei și e singura poză de profil da, pe care mulți o laudă că a, arăți foarte bine da, 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 păi că au ales din pozele alea de, de publicitate comercială, uitați-vă, sunt mii de site-uri care folosesc poza asta comercială, deci e un model care s-a fotografiat pentru temirce publicitate comercială, iar persoana asta, Cătălina Ștefan care ci că ar fi studiat la Universitatea din București, și că a învățat la liceu Mihai Viteazu, și că trăiește la Popiești Liordeni. De fapt, eu cred că e un troll, după cum vedeți și poza de profil conține un drapel care nimeni nu și explică ce noi mare. Iar mesajele ei sunt toate, alte celelalte poze, în afară de asta de profil, toate celelalte poze sunt memuri propagandistice anti-PNL, anti-Iohannis. Deci, probabil, e un troll uh, pesedist. Ați văzut că avea mai devreme și poză cu... cu Dragnea, căruia îi plângea de milă că săracul a ajuns după gratis și că e victimă. Și aici mesajul e antiliberal. Dar, oameni buni, cum ați putut să rezonați atât de bine cu un troll? Chiar dacă admitem că e doar troll pesedist. Cum ați putut să vă lăsați prinși atâția, 13.000, să defuzați găinațul făcut de un troll pesedist? Eu încă mai am bănuiala că s-ar putea să fie chiar troll cremlinez. Și care are academii în spate, servicii secrete rusești, care au interesul să isterizeze țările europene, să bage zezanie între etnii, ca să slăbească statele NATO, ca să slăbească Uniunea Europeană. Și voi, în ignoranța voastră, în nesimțirea voastră. Iată ați ajuns ăștia toți care ați difuzat găinațul trolului, cel mai probabil și cremlinez, nu doar pesedist. Uh, ați ajuns idioții utili uh, ai unei diversiuni care nici măcar nu are identitate reală. E o gagică care se numește Cătălina Ștefan și atenție, sunt două profiluri cu aceeași poză și ambele de un an create de pe când PSD-ul era în agonie și de când Rusia și-a luat revanșa după succesele Brexit și Trump. Și iată, bag acum azezanie cu astfel de mesaje care s-ar părea nu e așa corect. Toată lumea trebuie să plătească, să muncească și să-și plătească impozitele. Dacă persoana e capabilă să muncească și dacă există locuri de muncă la care să fii plătit decent și nu să rămâi dator după ce ai venit de la lucru și România e cunoscută că are uh, cei mai mulți angajați, cei mai mulți lucrători care mor de foame. Dar la urmă a băgat și găinațul ăsta că eu nu sunt de acord să-i întrețin. De parcă îi întreține ea și de parcă îi întreține ea pe toți romii. Evident, generalizarea asta e prima greșeală pe care uh, n-ar trebui să o facă nimeni dacă se consideră om civilizat. Da? Pentru că romii sunt diferiți. Iar cei care Primesc ajutoare sociale, sunt diferiți. Unii chiar nu pot să facă nimic pentru că au dizabilități de tot felul sau chiar mentale, intelectuale, fizice. Fizic arată minunat, dar are probleme interne și omul nu poate să lucreze și e necesar să fie asistat social pentru că nu e așa, nu suntem sălbatici. Și solidaritatea socială, umanismul ne obligă să avem grijă de toți oameni, să le dăm un minim de decență ca să trăiască, de existență ca să poată trăi decent, să poată supraviețui și să nu se să, să stingă de foame, de tristețe sau să nu ajungă să se sinucidă, să nu ajungă să taie, să fure, să își vândă corpul, să temir ce ilegalități se facă.